noastră este dată în această frază. Cel neprihănit va trăi prin credință. Orice s-ar întâmpla, orice face, orice realizare va fi chiar religioase, dacă nu suntem sfinți, dacă nu suntem neprihăniți, am ratat viața aceasta. De aceea, deasupra culturilor, deasupra națiunilor, deasupra personalităților, rămâne un singur lucru. Dumnezeu ne vrea sfinți. De aceea aș vrea să ne rugăm în aceste momente ca Dumnezeu să folosească timpul acesta pentru a ne vedea zona sfințirii și nesfințirii noastre. Vreau să vă spun că pentru mine, fratele Zaf, înseamnă, și mă bucur acum, nu te aduce nimeni, pot să spun mai liber, înseamnă un om care m-a făcut să mă văd cât sunt de nesfânt în niște zone în care vedeam că ar fi bine. Și când m-am văzut, în lumina Scripturii, nu în lumina unei concepții personale, mi-am dat seama că cu cât pătruns mai mult în această zonă și lași să te luminezi Evanghelia, îți dai seama că ai nevoie mai mult de Dumnezeu, că ești dependent de Dumnezeu și adevărată fraza care spune rămâneți în mine, când despărțiți de mine, nu poți să faci nimic. De aceea ne concentrăm în această dimineață. Rugăciunea noastră pe această zonă a sfințirii vieții noastre. Domnul să folosească cuvântul pentru sfințirea noastră. Sfințirea lucrării pe care o facem, a adunărilor în care suntem. Să sfințească, să binecuvânteze viața acestor slujitori care și-au pus viața în mâna Domnului și să ne unească în adevărul curat al Evangheliei lui Hristos. Ne vom ruga prin câteva rugăciuni individuale și apoi vom încheia cu o rugăciune comună în momentul acesta de închinare. Deci aveți libertate, vreau să ne rugăm Domnului pentru cele care a fost enunțat. Fratele Zac este din India, slujește în orașul Bangalore, care este cam tot România. Este împreună cu soția în locul acesta. Biserica în care slujește este de aproximativ 300 de membri, dar are multe biserici în oraș și în zonele de prejur, având în total o comunitate de aproximativ 4.000 de credincioși. El a fost ofițer într-o flotă marină și în urmă cu 40 de ani s-a întors la Domnul, a fost născut într-o familie catolică, a cunoscut prin creștini după Evanghelie prima dată cuvântul Scripturii, apoi a fost în Biserică Baptistă și a cunoscut apoi lucrarea Duhului Sfânt. A ființat o biserică pornind de la 5 membri și această biserică este comunitatea extinsă în care, despre care v-am vorbit. Domnul a binecuvântat această slujire, așa încât, iată, a fost o creștere a celor care s-au întors la Domnul și încât de a măsura acest rod al Evangheliei, de a te putea controla și verifica dacă a fost eficientă lucrarea pe care ai făcut-o. Apoi, mă bucur foarte mult să văd în el un om modest și simplu, la care eu mă simt mic și văd că am de lucru mult. Nu știu, suntem parcă latini și mai cu cultul personalității. Aș vrea să vedeți cât de modestie și câtă umilință este slujirea lui felului de fi. Și mă bucur pentru acest caracter creștin care se vede în viața dânsului, care este un important rol pe care îl ducem cu noi în veșnicie. Și apoi sunt foarte bucuros să văd că mesajul Evangheliei înduce la forma în care nu putem fi deci nota 7 în Sfințire, de nota 9, Sfințirea e de 10. După părerea lui, Sfințirea are nota 10 și nu este Sfințire mai jos de 10. Ori ești Sfânt, ori nu ești Sfânt. Modul acesta tranșant este ca la oacemanii și ca la Tozer, ca la cei care scrind despre faptul că Domnul vrea să fim dedicați lui, vrea să fim în întregime, nu cu jumătăți de măsură, nu parțial, ci cu o dedicare totală. Domnul să vă dea putere să vă puteți uita în inimă. Nu doar să puteți constata, da, are dreptate, da, bine spune, așa este în Scriptură, ci în viața mea s-a întâmplat ceva când am zis ceva mai mult decât constatarea. Am constatat foarte mulți ani și n-am schimbat nimic. S-a întâmplat ceva când am făcut o revoluție și am zis, Doamne, fac orice preț, orice cost, sunt de acord să schimb ceva în viața mea. Domnul să folosească timpul acesta să vedeți, dar și să puteți schimba lucrurile din viața voastră. Amin. Textul este tradus de fratele Urs, de la Timișoara, de la Biserica Ilie, și este soția
ca familia Rusu, care s-au români plecați din Timișoara, Canada, și care s-au îndrăgostit de Evanghelie mai mult, auzind mesajul fratelui nostru. Domnul să binecuvinteze pentru inima și sufletul care prin această lucrare, însoțind și ajutând cu partea care poate slujirea aceasta a fratelui Isaac Conan. Iarăși ne bucurăm să fim însoțiți pentru partea de DVD, de frații de la Păstorul cel Bun. În fiecare duminică dimineață, cei care aveți ocazia, puteți vedea materiale care dânsii le pun pe această emisiune și m-am bucurat să văd că din sondajele care le-au făcut CNA-ul, sunt aproape 1 milion de oameni care privesc aceste emisiuni creștine de la Păstorul cel Bun. Domnul să binecuvânteze și slujirea lor și mai ales să mai spun un lucru la care trebuie să ne gândim. Deocamdată au plătit aceste emisiuni cu, din vest și a fost destul de mult bizar, și rând pe rând s-au redus aceste fonduri. Se pare că eu și tu și noi de aici va trebui să ne implicăm și să susținem această lucrare ca să susținem Evanghelia în România. Acum las pe fratele Zac, Domnul să binecuvânteze în această lucrare. You, dear brothers, beginning with a verse in Matthew chapter 12. Dragi frați, vreau să împărtășesc cu voi începând din Matei capitolul 12. And I want to share with you what it means to be a servant of the Lord under the new covenant. Să vedem ce înseamnă a fi un slujitor al Domnului în nou legământ. In the Old Testament God had his servants. În Vechiul Legământ Dumnezeu avea slujitorii lui. But Paul says in 2 Corinthians 3, însă în 2 Corinteni 3, Pavel spune, that God has made us servants of a new covenant. Că Dumnezeu ne-a făcut pe noi slujitori a unui nou legământ. In 2 Corinthians 3 verse 6. 2 Corinteni 3 cu 6. There is an expression called servants of a new covenant, not of the letter, but of the spirit. Slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului. And in the last nearly 50 years that I've been a believer. Și în ultimii 50 de ani în care am fost eu credincios. And out of those 42 years I've been serving the Lord full time. 42 de ani l-am slujit pe Domnul full time, întru totul. And I've seen in many countries. Și am văzut în multe țări. Very few preachers have an understanding of being a servant of a new covenant. Am văzut că foarte puțini lucrători înțeleg ce înseamnă nou legământ. They look around at other preachers and follow them. Se uită la alți predicatori și urmează modelul lor. Or they admire some preacher on a television and follow him. Sau admiră vreun predicator de la televizor și îl urmează pe el. I find in India many preachers imitate American preachers what they see on television. În India descoper că mulți pastori imită predicatorii americani de la televiziune. And I want to say that Jesus Christ was not like most of these American preachers. Și vreau să vă spun că Domnul Iisus nu a fost ca și acești predicatori americani. If you want to be a servant of the new covenant. Dacă vreți să fii un slujitor al noului legământ. If we have to be like that, we must forget about all these pictures we have. Trebuie să uităm despre toate aceste imagini pe care le avem. We must concentrate on the Lord Jesus. Și trebuie să ne concentrăm pe Domnul Isus. When God sent his son into the world. Când Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume. He sent him not only to die for our sins. L-a trimis nu doar să moară pentru păcatele noastre. And not only to be an example for us in our earthly life. Și nu doar să fie un model pentru noi în viața pământească. But also to be an example as to how we are to serve God. De asemenea, a trimis să fie un exemplu pentru noi cum să-i slujim lui Dumnezeu. Because Jesus is the mediator of a new covenant. Pentru că Isus este mediatorul noului legământ. There's a clear separation between the old covenant and the new covenant. Este o linie clară de separare între Vechiul Testament și Noul Testament. We understand that in many areas. Și în multe locuri înțelegem lucrul acesta. They used to kill a lamb and shed its blood under the old covenant. Sub Vechiul Legământ obișnuiau să omoare un miel și să-i
răspândească sângele, să-i verse sângele. Dar noi nu mai facem asta astăzi, pentru că Iisus este mielul lui Dumnezeu. Și atâtea ritualuri, precum arderea tămâii înaintea lui Dumnezeu, aveau atunci. Astăzi noi știm că tămâia este o imagine a rugăciunii și noi ne rugăm și ne închinăm. Today we have the Holy Spirit. Atunci aveau ulei, un de lemn, astăzi so, ne avem Duhul Sfânt. Serving under the old covenant was very different from new covenant. Deci slujirea în nou legământ este diferită de cea din vechiul legământ. Even the old covenant prophet was very different from the new covenant. Chiar și un profet în Vechiul Testament era diferit de ceea ce numim profet astăzi. And because many people haven't understood that. Și pentru că mulți oameni n-au înțeles aceasta. We have so many people trying to be prophets and women prophets who are imitating the Old Testament. Întâlnim atâția bărbați și atâtea femei care încearcă să fie profeți imitând profeții din Vechiul Legământ. And because people don't know the Bible, și pentru că oamenii nu cunosc Biblia, they have not understood the New Covenant, și nu au înțeles Noul Testament, many Christians are living under the Old Covenant. Mulți creștini încă trăiesc sub Vechiul Legământ. And one of the clearest proofs of it is this. Și una dintre cele mai clare dovezi este aceasta. In the Old Covenant, they had forgiveness of sins, but no victory over sin. În Vechiul Legământ aveau iertarea păcatelor, dar nu aveau biruință asupra păcatului. In the New Covenant, they had victory over sin. Dar noi, în Noul Legământ, avem biruință asupra păcatului. If we only preach forgiveness, dacă predici doar Evanghelia, and we can't tell people that you can overcome your anger, dacă predici doar iertarea și nu pot, dacă și nu ne spui oamenilor că poate să poți să-și biruiască, să-și biruiască mânia, overcome your love of money, pofta banilor, and overcome jealousy, gelozia, and overcome bitterness, amărăciunea, and now we can love our enemies, acum noi ne putem iubi dușmanii, and bless everybody who curses us, îi putem binecuvânta pe cei care ne blastămă. We do not fight with people over earthly property. Noi nu ne mai certăm cu oamenii pentru proprietăți pământești. If we can't live such a life and preach such a life, dacă nu putem trăi o asemenea viață și nu putem predica așa, then we are under the old covenant. Atunci suntem încă sub Vechiul Legământ. And most preachers, și cei mai mulți predicatori, are living an old covenant life, trăiesc viața sub Vechiul Legământ. And preaching an old covenant message. Și predică un mesaj din Vechiul Testament. So if you look at Matthew chapter 12, deci dacă ne uităm la Matei 12, we read here these words in verse 18. În versetul 18 citim așa. This is a quotation from Isaiah chapter 42. Aici este citat din Isaia 42. What does it say? Ce spune? Behold my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him and he shall proclaim justice to the Gentiles. Iată robul meu pe care l-am ales, preiubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. The word behold my servant is referring to Jesus Christ. Expresia aceasta, priviți robul meu, se referă la Iisus Hristos. You read that passage, it's a fulfillment of that prophecy in the life of Christ. Citești pasajul și vezi că s-a împlinit în viața Domnului Iisus profeția. In the book of Isaiah, în cartea lui Isaia, from chapter 42 up to almost the end of Isaiah, de la capitolul 42 până pe la sfârșitul cărții Isaia, actually chapter 40 to 66, de fapt, de la capitolul 40 la 66, there are many places where it says, behold my servant. Veți întâlni de multe ori expresia asta, privește, iată robul meu. Those are all prophecies about Christ. Acestea sunt toate profeții despre Hristos. We are very familiar with Isaiah 53 where it speaks about his suffering. Noi cunoaștem foarte bine Isaia 53 unde vorbește despre suferințele Domnului. And Isaiah is divided into two parts. Cartea Isaia este împărțită în două părți. Just like the Bible is divided into, așa cum Biblia este împărțită în două părți. You know the Bible has got 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament. Biblia are 39 de cărți în Vechiul Testament și 27 de cărți în Noul Testament. Isaiah also has got 39 chapters with historical and messages to Israel. Isaia de asemenea are 39 de capitole care prezintă istoria lui Israel. 27 chapters referring to what is coming in the new covenant. Și apoi 27 de versete, de capitole, care prezintă ce urmează să vină în Noul Legământ. I would recommend that all of you read those last 27 chapters of Isaiah. V-aș recomanda tuturor să citiți aceste ultime 27 de capitole din Isaia. Wonderful promises. Sunt multe promisiuni minunate. And many times it points out Jesus
as the perfect servant of God. Și de multe ori Isus este prezentat ca slujitorul desăvârșit al lui Dumnezeu. And this is one of those places. Și ăsta este unul dintre acele locuri. Quotation from Isaiah 42 verse 1. Acest citat din Isaia 42 cu 1. What it's saying in Matthew 12:18 is. Deci ce spune în Matei 12:18 este. Iată robul meu, asta înseamnă. Look carefully at my servant. Privește cu atenție la robul meu. Look at Jesus very carefully and see how he served me, the Father says. Uită-te cu atenție la fiul meu și vezi cum m-a slujit el pe mine, spune Tatăl. And I have tried to do that now for more than 45 years. De peste 45 de ani, asta este ceea ce fac eu. When the Lord called me to serve him, când m-a chemat Domnul să-l slujesc, I decided I'm going to not pattern my ministry according to all the preachers I saw around me. Am hotărât că lucrarea mea pentru el nu va fi doar așa o imitare a lucrării altora, a predicatorului altora. I wanted to look carefully at the servant Jesus Christ, the perfect servant of God. Am vrut să privesc cu atenție la lucrarea fiului desăvârșit al lui Dumnezeu. So I studied his life. Am studiat viața lui Isus. To see how can I serve as a new covenant servant. Să văd cum pot eu ca un slujitor din nou legământ să slujesc. And I tell you, if you really study his life, your whole ministry will change. Dacă veți studia cu atenție viața lui Isus, întreaga voastră lucrare se va schimba. And the Father says here, behold my servant whom I have chosen. Și Tatăl spune, iată robul meu pe care l-am ales. You know, we cannot serve God just because we feel like serving. Noi nu-l putem sluji pe Dumnezeu doar pentru că așa simțim noi că ar trebui să-l slujim. We can all be believers by believing in Christ. Crezând în Hristos, suntem cu toți credincioși. But to come into full-time ministry, God has to call us. Însă pentru a intra într-o slujire totală, ai nevoie de o chemare a lui Dumnezeu specială. No, I cannot join the army just because I feel like. Eu nu pot să mă duc în armată așa doar pentru că simt eu așa chemarea. Nu pot să mă duc în armată doar să spun vreau să mă înrolez. But if they don't select me, I cannot serve. Dacă ei nu mă selectează, nu pot să slujesc acolo. God has to call me if I am to serve him. Dumnezeu trebuie să mă cheme personal dacă trebuie să-l slujesc. In India, I have seen this. În India am văzut lucrul acesta. 90% of full-time Christian workers in India, God never called them. 90% dintre lucrătorii din India sunt oameni pe care nu i-a chemat Dumnezeu. I don't know about Romania. Nu știu cum e România. Why do I say that? Dar de ce spun asta? Because I see that there is God is not backing them up. Pentru că văd că Dumnezeu nu-i susține, nu este în spatele lor. When God calls a man, he backs him up 100%. Când Dumnezeu cheamă un om în lucrare, el îl susține 100%. But if God doesn't call a man, dar dacă Dumnezeu nu cheamă un om, he just goes out to serve God. Și el merge doar așa înainte să slujească și el pe Dumnezeu, he can serve God. God won't back him. Îl poate sluji pe Dumnezeu, dar Domnul nu-l va susține. And then such a man, și un asemenea om, will serve God as a job, not as a calling. Îl va sluji pe Dumnezeu ca și cum ar fi un muncitor, un lucrător, o slujbă pentru el, nu o chemare. Like somebody becomes a nurse to earn money. Ca și cum cineva se face asistentă, să spunem, se face o femeie asistentă doar pentru bani. Somebody becomes a school teacher to earn money. Sau cineva se face profesor doar pentru bani. Or to be an engineer to earn money. Sau te faci inginer doar ca să câștigi bani. A man can be a pastor to earn money. Un om se poate face pastor doar pentru bani. You cannot be a pastor to earn money. Dar vreau să spun că nu poți fi un pastor doar ca să faci bani. Only God calls you. Numai dacă Dumnezeu te cheamă. I know that's how it was when God called me. Așa a fost când Dumnezeu m-a chemat pe mine. I said, Lord, I will serve you whether I get money or don't get money. I-a spus, Doamne, eu te voi sluji fie că ai să dai sau n-ai să dai bani. But a school teacher will not work in a school saying whether I get money or don't get money. Dar un profesor, dacă nu va primi bani, el nu mai merge la școală, nu mai predă. A nurse will not work in a hospital saying whether I get money or don't get money. Nici o asistentă nu va merge la spital și va spune fie că mă plătești, fie că nu, eu tot am să lucrez. Shall I tell you who will say whether I get money or don't money, get money, I will do this work? Știi cine va spune fie că mă plătești, fie că nu mă plătești, am să lucrez. A father. Un tată, a mother, o mamă. They will say, ei vor spune whether I get money or don't get money, I do this job. Fie că mă plătește, fie că nu, o să fac lucrul acesta. Because father and mother is not a job. Pentru că a fi părinte nu este o slujbă, nu e o meserie, e o chemare.
Nurse, teacher, engineer is all job. Asistentele, profesori, ingineri, astea sunt toate slujbe. What about preacher, pastor? Dar cum rămâne cu a fi predicator, a fi pastor? Or is it a calling? E o slujbă sau e o chemare? It's a calling. E o chemare. Like father, mother. Așa cum ești chemat să fii tată și mamă. And unfortunately in Christianity today, și din nefericire în creștinism astăzi, most pastors, it's a job. Pentru cei mai mulți păstori, slujba asta este doar o meserie. They get an invitation to a church. Primesc invitații să meargă la o biserică. Just like some school will invite a person to be a teacher. Exact cum o școală invită o persoană să le fie profesor. Interview. Au un interviu. Okay, you can be a nurse or okay, you can be a teacher. Poți să fii profesor în școala noastră. Or you can be a pastor. Sau poți să fii un pastor în biserica noastră. Not the way. Dar nu așa. Jesus called his apostles. Iisus și-a chemat apostolii. We must understand whether Jesus has called us. Și trebuie să înțelegem dacă ne cheamă Iisus. Behold my servant whom I have chosen. Iată robul meu pe care l-am ales. Let me show you Hebrews chapter 5. În Evrei 5. Hebrews chapter 5. Evrei 5. It speaks here about God calling. Aici vorbește despre chemarea lui Dumnezeu. Versetul 4. Evrei 5 cu 4. No one can take this honor to himself, but receives it when he is called by God, even as Aaron was. Nimeni nu își ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. So also, verse 5, Christ also did not glorify himself to become a high priest, but God said that to him. Tot așa și Hristos, versetul 5, nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are la cel care i-a zis, tu ești fiul meu. See, if there was anybody in the universe who could say, I'm going to do this job, Jesus, the Son of God, could say that. Dacă era cineva în lumea asta, un singur om care putea spune, eu pot să fac treaba asta, asta era Iisus. But it says here, even he didn't do it. Dar spune aici că nici chiar Iisus nu a făcut-o. He didn't say, okay, I'm going to be a high priest for all these human beings. El nu și-a rugat singur și să fi spus, eu pot să fiu mare preot pentru oameni. He was Almighty God, the second person of the Trinity from all eternity. El din veșnicie era Dumnezeu atotputernic, era partea Trinității. But he did not say that. Dar totuși nu a spus aceasta. He did not go take that ministry to himself. Nu și-a rugat singur această lucrare. But the Father told him. Însă Tatăl i-a spus. Versetul 6. You are a priest according to the order of Melchizedek. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Then he became. Atunci a devenit. What are we? Dar ce suntem noi? We are dust. Noi suntem praf. How can we take this calling to ourselves? Cum putem să ne arogăm singuri chemarea aceasta? I know in serving the Lord I have faced many, many problems. Am avut de-a face cu multe probleme în slujirea Domnului. Much opposition from the devil. Multă opoziție din partea diavolului. Much opposition from all the devil's agents on the earth. Și mai multă opoziție din partea agenților diavolului de pe pământ. But none of them have been able to crush me. Dar niciunul dintre ei n-a reușit să mă zdrobească. I have overcome everything in 42 years. Am biruit totul în cei 42 de ani. Not because of me, I'm dust. Nu datorită mie, eu sunt praf, pământ. Because God called me. Ci pentru că Dumnezeu m-a chemat. And whom he calls, he supports. Și pe cine îi cheamă Domnul, el își susține. And I want to say to you, și vreau să vă spun, if God calls you, he'll support you. Dacă Dumnezeu te cheamă cu adevărat, el te va și susține. Let me turn to this passage from which it is quoted in Isaiah 42. Să deschidem la Isaia 42, de unde era citat Isaiah pasajul. 42, we read like this. Și citim așa în Isaia 42. Isaiah 42 verse 1. This is the quotation we found in Matthew 12. Isaia 42 cu 1. Citarea pe care o găsim în Matei 5. Behold my servant, verse 1, whom I uphold. Iată robul meu pe care l-am ales, pe care îl sprijinesc. I like that. Îmi place asta. It's like me holding up this Bible. E ca și cum eu aș susține, aș sprijini Biblia. This cannot fall. Nu poate cădea Biblia. Because I'm holding it up. Pentru că eu o țin. See what it says here. Behold my servant whom I hold up. Așa scrie aici, iată robul meu pe care eu îl susțin, îl sprijinesc. Do you want God to hold you up? Ai vrea să te sprijinească Dumnezeu? Oh, that is the most important thing I want. Păi asta e cel mai important lucru pe care mi-l doresc. I don't want people to say what a great preacher. N-am nevoie de oameni să mă laude cât de grozav predicator sunt. If I'm a true prophet, maybe I'll offend people. Dacă sunt un profet adevărat, ar putea să-i supăr pe oameni. I want God to hold me up. Eu vreau ca Dumnezeu să mă susțină. That must be your desire also. Și asta trebuie să fie și dorința ta. I don't care what people say.
Nu-mi pasă ce spun oamenii. I want God to hold me up. Vreau ca Dumnezeu să mă susțină. Many pastors, mulți pastori, they preach in a way to please all the congregation. Predică în așa fel încât să fie plăcuți adunării. They are not servants of God. Ei nu sunt slujitori ai lui Dumnezeu. They are servants of men. Ei sunt slujitori ai oamenilor. There is a great difference between being a servant of God and a servant of men. E o mare diferență între a fi un slujitor al oamenilor și a fi un slujitor al lui Dumnezeu. Servant of men is only trying to please men. Când slujești oamenilor, vei încerca să placi oamenilor. A servant of Jesus Christ only seeks to please Jesus Christ. Un slujitor al lui Iisus Hristos va căuta doar să-i placă lui Iisus Hristos. If we preach in a way that I don't want to offend that rich man sitting over there. Dacă predici așa încât să nu cumva să deranjezi pe bogatul care stă acolo în spate. And that bored member of the church, I don't want to offend him. Sau pe membrul acesta plictisit din biserică. And that rich lady, she'll get offended and tell her husband. Sau nu cumva pe sora asta bogată să o rănești și să spună soțul ei ceva. Then we are servants of men. Atunci suntem slujitori ai oamenilor. Then it is better to resign and go and do some other job in the world. Sfatul meu este pentru asemenea oameni să-și dea demisia și să-și caute altceva de lucru în lume. It is such people who are spoiling the name of Jesus Christ on the earth. Aceștia sunt oamenii care strică numele lui Iisus Hristos pe pământ. Which Old Testament prophet was like this? Dar care profet din Vechiul Testament era așa? No prophet in the Old Testament tried to please men. Niciun profet din Vechiul Testament n-a căutat să placă oamenilor. They never even tried to please the king. N-au încercat să placă nici măcar regelui. Even a big king like David. Chiar un rege mare ca David. When he committed adultery. Când a comis păcat. Nearly one year, nobody went and told him. Circa un an de zile nimeni nu s-a dus să-i spună nimic. But God raised up a prophet. Dar Dumnezeu a ridicat un profet. Called Nathan. Nathan. You read in 2 Samuel 12. Și în 2 Samuel 12 citim. He went to the most powerful man in Israel, the king. Că s-a dus Nathan la cel mai puternic om din Israel, la împărat. Man after God's own heart. Omul după inima lui Dumnezeu, David. And told David. Și a spus așa. You are the man. Tu ești acel. You are guilty. Tu ești vinovat. You know what Jesus Christ needs in the world today? Știi ce înseamnă Iisus Hristos în lumea astăzi? Prophets like that. Are el nevoie de profeți. De asta are nevoie. We're not afraid of anybody's face. Profeți care nu se tem de fața nimănui. You may be a king. Poate fi rege. You may be a man after God's own heart. Poate fi om după inima lui Dumnezeu. But if you're wrong, I'll tell you you're wrong. Dar dacă greșești, am să spun pe față. And God backs us up. Și Dumnezeu susține asemenea oameni. See, that's how it is. How it is to be a servant whom God upholds. Deci asta înseamnă să fii un slujitor susținut de Dumnezeu. That's why Jesus would speak so strongly to people. De-aia putea Iisus să vorbească cu așa putere și îndrăzneală oamenilor. Jesus was very compassionate to people who fell into sin like adulterers and thieves. Iisus avea mare milă de oamenii păcătoși, de curvari, de hoți. He was so hard on religious people who were hypocrites. Dar așa de dur s-a comportat cu ipocriții religioși. So a new covenant servant looks carefully at Jesus. Deci un slujitor din nou legământ se uită cu atenție la Iisus. He is upheld by the Father. Este sprijinit de Tatăl. In Galatians chapter 1. În Galateni capitolul 1. And verse 10. Versetul 10. Paul says concerning himself. Pavel spune despre el. He says, am I now seeking the favor of men or of God? Caut eu oare fața la fața oamenilor sau la fața lui Dumnezeu? Verse 10. Am I striving to please men? Versetul 10. Mă lupt eu ca să plac oamenilor? Now listen to this. Ascultați așa. If I try to please men, I cannot be a servant of Christ. Dacă aș încerca să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. How many preachers there are who try to please men? Dar câți predicatori astăzi încearcă să le placă oamenilor? Now one would think that in Pentecostal churches where we preach about being filled with the Holy Spirit, unul ar crede că bisericile pentecostale unde predicăm umplerea cu Duhul Sfânt, the anointing of the Holy Spirit will free us from the opinions of men. Ungerea Duhului Sfânt ne va elibera de această dorință de a place oamenilor. But I hear many Pentecostal preachers today. Dar din nefericire au mulți predicatori pentecostale astăzi. They are not led by the Holy Spirit. Care nu sunt călăuziți de Duhul Sfânt. They have studied psychology. Oameni care au studiat teologia. And they learn from psychology. Și au învățat din teologie. How to make men happy. Cum să facă oamenii bucuroși, să simtă bine. How to make men feel nice when they listen to a message. Cum să facă oamenii să simtă plăcut când îi ascultă mesajul lui. And how to make them feel important.
Și cum să se simtă importanți oamenii. And how to tell them how you can be a successful money-making person in the world. Și cum să le spună cum să fie oameni de succes, să facă bani în lume. And how you can be secure in this world. Cum poți să ai siguranță în această lume. And they become popular. Și oamenii ăștia, predicatorii ăștia, devin populari. Churches. Și construiesc biserici gigantice. These people are not prophets. Dar oamenii ăștia nu sunt profeți. They don't talk about sin. Ei nu vorbesc despre păcat. They don't talk about internet pornography. Nu vorbesc despre pornografia de pe internet. 75% of the young people sitting in their church are indulging in internet pornography. 75% din tineri în biserică se robe pornografie de pe internet. But who's there to tell them that? Dar cine să le spună asta? They don't speak about repentance. Nu se predică pocăința. They don't speak about seeking things which are above and not the things of earth. Nu se spune să cauți lucrurile de sus, nu de pe pământ. They don't preach against the love of money. Nu se predică împotriva iubirii de bani. They are psychologists. Sunt psihologi. And when the power of the Spirit goes, și când puterea Duhului Sfânt îi părăsește, we have to replace it with something else. Asta trebuie înlocuită cu ceva. You know, there's a very interesting Old Testament story. Este o poveste din Vechiul Testament foarte interesantă. I don't have time to show it to you. Dar nu am timp să vă împărtășesc. But you can read it. It's in the Book of Kings. Dar o puteți citi. Este în Cartea Împăraților. Solomon's son Rehoboam. Când fiul lui Solomon Roboam. He was defeated by the enemy. El a fost înfrânt de către dușmani. The enemies came and took away the shields of gold. Și aceștia au venit și au luat scuturile de aur din templu. So Rehoboam put shields of brass. Așa că Roboam a înlocuit scuturile de aur cu scuturi de aramă. From a distance, brass looks like gold. Acum, la distanță, arama arată ca și aurul. This is the condition in Christianity. Și cam asta este condiția în creștinismul de astăzi. When the power of the Spirit is gone, când puterea Duhului a fost furată de dușman, we have to put something else which looks like the trebuie să înlocuim cu ceva care se asemene, but se asemene. It is not the real thing. Dar nu e lucrul adevărat. And so the power of the Holy Spirit, așa că puterea Duhului Sfânt gone long ago, a dispărut de mult from most Pentecostals, pentru cele mai multe biserici pentecostale. So și acum am înlocuit-o cu muzică. Good music. Muzică bună, multă. And worldly music. Muzică lumească, and dacă se poate. Și închinare. That's what happens in many churches. Asta se întâmplă în multe biserici. They have one hour of music and half an hour for God's word. Ei cântă o oră și de-abia jumătate de oră dacă se mai predică. Music, music, music. Muzică și muzică. And we get good musicians to come and sing. Dacă avem cântăreți, cât de bun să invităm să cântăm. Și cântăreții ăștia nici măcar nu știu, născuți din nou. Îți dai seama? Iisus să cheme asemenea oameni. Deci, odată când Duhul Sfânt, puterea Duhului Sfânt părăsește, o înlocuim fie cu muzică, fie cu bani. Vedeți, Petru, Pavel nu aveau bani. Dar nici nu aveau nevoie de bani. Aveau bani doar ca să trăiască, să mănânce. Dar aveau puterea Duhului Sfânt. Nu au vrut să construiască biserici impresionante ca să îi uimească pe oameni. Ei aveau puterea Duhului Sfânt. They sought that. Așa că asta au căutat ei, puterea. Dar când puterea a dispărut, music, trebuie înlocuită cu muzică, money, cu bani, and then we have to raise and raise money and tell people to give money. Trebuie money, să adunăm money. Bani, mulți bani. Why? Ca să dea frații bani. De ce? Pentru că puterea Duhului Sfânt nu mai este. Now we have to have programs. Și atunci trebuie să umplem programul cumva, trebuie bani. Write letters and beg people like beggars. Trebuie să scriem scrisori, să cerșim ca ultimii cerșetori. Jesus and Peter never did like that. Iisus și Petru nu au făcut așa. The third thing is psychology. Al treilea lucru este psihologie. You have to be very careful, brothers. Trebuie să fiți foarte atenți, fraților. Look carefully at Jesus. Priviți cu atenție la Iisus. Look carefully at my servant, the father says. Tatăl a spus, priviți robul meu. Did he depend on musicians for his power? Iisus, ca să aibă puterea, avea nevoie de muzicieni? Did Jesus depend on money for his ministry? A depins Iisus de bani pentru lucrarea lui? Did Jesus depend on psychology to please people? A avut nevoie Iisus de psihologie ca să le placă oamenilor? Look carefully at my servant. Iată robul meu. If I seek to please men, I cannot be a servant of Christ. Dacă voi căuta să plac oamenilor, nu pot fi robul lui Hristos. In my sitting room in my house. În casa mea, acolo unde stau. I have a verse. Am un verset. If I seek to please men, I cannot be a servant of Christ. Și scrie așa, dacă încerc să plac oamenilor, nu pot fi robul lui Hristos. Many times when I'm sitting in my sitting room, I look at that verse. De multe ori când stau în camera mea, mă uit la versetul ăsta din tablou.
și spun: Doamne, până la sfârșitul, până la sfârșitul vieții, vreau să fiu slujitorul Tău. N-am nevoie să plac niciunui om de pe fața pământului. Nu vreau să fac nici măcar soției mele pe plac. Uite în câte probleme a intrat Adam pentru că el a încercat să placă soției sale. Știi că sunt mulți predicatori care încearcă să placă soțiile lor, să le facă pe plac? How can such a man be a servant of Christ? Dar cum să fie un bărbat din ăsta slujitorul lui Hristos? Impossible. Imposibil. Look carefully at my servant. Iată robul meu, Isus. He only wanted to please the Father. El întotdeauna a vrut să îi placă Tatăl. Not only when he was preaching. Nu doar când predica. Long before he started preaching. Cu mult înainte să înceapă Isus să predice. For 30 years. Timp de 30 de ani. He never preached a sermon. N-a predicat niciun cuvânt. But he pleased his Father. Dar a făcut voia Tatălui. In his private life. În viața lui de zi cu zi. Where did Jesus spend those 30 years? Dar unde a petrecut Isus cei 30 de ani? How did the Father prepare Jesus for his ministry? Cum l-a pregătit Tatăl pe Fiul pentru lucrare? Is it by sending him to a Bible school? L-a trimis oare la o școală biblică? That's what people do today. Păi oamenii așa fac asta. Which of the apostles went to a Bible school? Care dintre apostoli a mers la o școală biblică? Jesus, the apostles, they didn't go to Bible school. Iisus, apostolii, n-au mers la școală biblică. How did they get prepared? Dar atunci de unde au fost, de unde au avut înțelepciune? Cum au fost pregătiți pentru lucrare? Look carefully at Jesus. Priviți cu atenție la Isus. How did the Father prepare him? Cum l-a pregătit Tatăl? For 30 years. 30 de ani. At home. Acasă. And at his place of work. Și la lucru. That's all. Atât. He prepared him at home. L-a pregătit pe fiul acasă. Tempted in so many ways. Ispitit, spune Biblia, în atâtea feluri. And my dear brothers, you know how we are tempted in our home. Și dragi frați, voi știți cum suntem ispitiți în casele noastre. We are small. De când suntem mici, we are tempted with our relatives. Suntem ispitiți, poate, de rudele noastre. Jesus had four younger brothers, two younger sisters. Iisus a avut patru frați mai mici, două surori mai mici. And I think Joseph had died, so he had to take the responsibility as the eldest son. Probabil că Iosif a murit de tânăr și a trebuit să îngrijească de frații săi. And so he had to help his mother. Trebuia să-și ajute mama. Take care of his younger brothers and sisters. Să aibă grijă de frații și surorile mai mici. That was his Bible school. Și asta a fost școala biblică pentru el. His Bible school was helping people at home. Școala lui biblică era să ajute membrii familiei acasă. He had to go to the well and carry water. Trebuia să meargă la fântână să scoată apă. He had to work in the carpenter shop and earn his. Trebuia să lucreze în atelierul de tâmpărie, morning till night. De dimineața până noaptea. And work hard. Să lucreze din greu. And at home his brothers did not believe in him. They were unconverted. Și acasă frații lui nu credeau în el, nu erau crescuți din nou. Irritated him and troubled him in so many ways. Trebuie că de așa de multe ori le iritau și îl supărau pe Iisus. That was his Bible school. Dar asta a fost școala lui biblică. That is our Bible school where we live with relatives who irritate us and trouble us and we love them. Și asta este școala biblică pentru noi atunci când rudele noastre ne irită și noi trebuie să trăim împreună cu ei. It's not by running away from them to some jungle and living by ourselves. Soluția nu este să fugi de familie într-o junglă și să trăiești singur. It's not by running away from them and sitting in some Bible school and sitting there and studying some books. Nu trebuie să mergi într-o școală biblică și să studiezi acolo cărți. Look at my servant. Priviți la robul the meu. Father said, spune Tatăl. How did I prepare Jesus, my son, for his ministry? Cum l-am pregătit eu pe fiul meu Iisus pentru lucrare? It was not in a Bible school. Nu într-o școală biblică. It was at home. Acasă. And his place of work. Și la locul de muncă. If you look at the apostles. Dacă te uiți la apostoli. Jesus never called an unemployed person to be his apostle. Iisus n-a chemat niciodată un șomer să fie apostolul lui. Today the vast majority of people in Christian world never did a single job in their life. Astăzi cei mai mulți pastori și oameni în lumea creștină nu fac nimic altceva pe lângă. Jesus called people who were working in a secular job. Dar Iisus i-a chemat pe oameni care aveau o slujbă în lume. Peter, Petru, James, Iacob, Ioan, Andrew, they were Andrei, all fishermen. Toți erau pescari. Matthew, Matei tax collector. Era vameș. They were all working people. Toți erau oameni în câmpul muncii. Jesus called working people to leave their job and come out and serve. Dar de ce a chemat Iisus pe acești oameni care aveau de lucru să-și lase slujba și să-l urmeze pe el? For two reasons. Pentru două motive. One. Unu. Because most of the people sitting in our congregation are working people. Pentru că cei mai mulți oameni care sunt în biserica noastră sunt oameni care lucrează într-un loc. You go to any church. Du-te oriunde în orice biserică. Who are the people sitting there? Cine formează auditoriul? They are not all full-time workers. Nu sunt toți pastori sau misionari. They are all working people. Sunt oameni care lucrează, au un loc de muncă.
How can I help working people if I've never worked myself? Și atunci cum să-i înțeleg, cum să-i ajut eu pe ei dacă eu n-am lucrat în viața mea? How can I help working people if all I've done is sit in a Bible school? Dacă eu numai toată viața am stat într-o școală biblică și am învățat, cum să-i ajut pe ei? Deci Iisus a chemat oameni în câmpul muncii. Oameni care înțelegeau lupta de la locul de muncă. Știți că mulți pastori habar nu au de luptele cu care se confruntă membrii din biserică. Am văzut asta în India. Mulți conducători creștini au o viață tare ușoară. Și nu trebuie să se lupte pentru pâinea de zi cu zi. Sunt oameni acolo care lucrează într-o fabrică. Și atâta corupție există în societate. Atâta mită să dăm. E așa de greu să lucrezi în lumea asta. Și se luptă pentru pâinea de zi cu zi. Și se luptă să trăiască ei ca și creștini în biroul lor. Eu țin minte când eram în marină. Nu era ușor să fii pocăit în marină. My senior officers would tell me to do something which is wrong. Ofițerii mei superiori îmi porunceau să fac un lucru care era greșit. Era împotriva conștiinței mele. Și eu stăteam în fața lor și spuneam, domnule, eu sunt un creștin. Mă scuzați, dar nu pot să fac asta. Pentru că conștiința mea nu-mi dă voie. Și mă pedepseau într-un fel. Odată, într-o jumătate de oră, m-au transferat la altă bază, pentru că n-am făcut ce-au vrut ei. Și cu astfel de ispite și de lupte se confruntă oamenii la lucru. Șefii lor le comandă să facă lucruri greșite. Iar ei trebuie să reziste, să lupte cu asta. And if we have not gone through those struggles, we don't know how to help. Dacă noi n-am trecut prin aceste încercări, nu putem să-i ajutăm. Jesus had to go through all that. Iisus a spus că trebuie să trecem prin toate acestea. Trebuie să ne câștigăm banii noi înșine. Iisus a lucrat ca și tâmplar. Tables and chairs. Poate a făcut mese, scaune. Sell them and make money. Le-a făcut, le-a vândut. Câștiga bani și a susținut pe el însuși și familia lui. His family had 8 members. Gândește, familia lui avea 8 membri. There are not many families like that today. Nu multe familii așa de numeroase mai sunt astăzi. He had Mary and 4 brothers. Era Maria, 4 surori, 4 frați, 2 surori. El însuși, 8 oameni. He had to work hard to support them. Și trebuia să lucreze din greu ca să îi poată susține. Și asta a fost școala biblică a lui Iisus. Se lupta să-și susțină familia. Și m-am gândit de multe ori așa. Să presupunem că vine o văduvă săracă la Iisus și roagă să-i facă o măsuță. Și îi face o măsuță și o duce acasă Iisus. Și îl întreabă, cât mă costă? Și cred că Iisus i-a răspuns, e pe gratis. It's for you. Nu te costă nimic. God bless you. Dumnezeu te iubește. How can you become the richest carpenter in Nazareth if you work like that? Păi dacă numai actele astea de caritate faci, nu ajungi nici de cum cel mai bogat tâmplar din Nazaret. But you learn something of God. Dar când faci acte din astea de binefacere, înveți ceva de la Dumnezeu. That was his Bible. Asta era școala biblică. To learn to help the poor. Învăța să-i ajute pe săraci. To care for the widow. Să-i pese de văduve. Să imaginează-ți că vine un copilaș la atelierul lui și rupe ceva ce era acolo, făcut de Iisus. Eu cred că Iisus nu s-ar fi mâniat. Ar fi luat în brațe copilul ăla. Spun, e ok, nu-i nimic. Fac eu altul. Eu cred că asta era școala lui biblică. Avea o viață foarte practică. Învăța să iubească oamenii. Oh, that is what we need to learn more than Greek and Hebrew and all these different things in the Bible. Să iubești oamenii, mai important decât să înveți greacă și ebraică. So many people teach so many things in the Bible. E bine, școlile biblice se predau atâtea materii. They don't look at Jesus. Și nu se uită la Iisus. I thank God I never went to a Bible school one day of my life. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că nici măcar o zi din viața mea n-am fost la o școală biblică. God called me.
Dumnezeu m-a chemat. Așa cum apostolii au învățat la picioarele lui Iisus, vreau și eu să învăț la picioarele lui Iisus. Pentru că eu cred că Iisus trăiește și astăzi. Și este același astăzi, cum era atunci. Și dacă sunt eu cu adevărat plin de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt mă poate învăța această carte mai bine decât oricine. El, Duhul Sfânt, care a scris-o. Acum, dacă eu am scris o carte, nu crezi că eu îți pot explica această carte mai bine decât oricineva? Păi eu sunt autorul. De ce să mergi la el când eu, autorul, sunt aici? Și așa m-am rugat eu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, tu care ai scris această Biblie, te rog să mă înveți. Umple-mă and teach me. Și învață-mă. And the Holy Spirit has taught me so many things in this book that I have never read in any book, never heard in any shape. Și Duhul Sfânt atâtea lucruri m-a învățat din Biblie pe care niciodată nu le-aș fi găsit în nicio carte și pe nicio casetă. How did Jesus know the whole Bible by the time he was 12 years old? Pe cum Domnul Iisus la vârsta de 12 ani el deja știa întreaga Biblie pe de rost? You know, those days there was no printed Bible like this. Știți că în acele zile nu exista Biblia tipărită? Do you know those days nobody had a Bible at home? Știați că nimeni nu avea o Biblie acasă atunci? The Bible was written on parchment. Biblia scrisă pe un pergament de mână, vechiul legământ. And only one copy will be in the synagogue. Și exista poate o singură copie în sinagogă. It was so expensive. How could anybody have a copy? Era atât de scump, că nimeni nu-și permitea să aibă o copie acasă. Jesus, poor carpenter Joseph, he didn't have any Bible. Iisus, Iosif, erau tâmplari săraci, nu aveau bani pentru o Biblie. They would go to the school. Ei mergeau la școală ca și copii. And the children, the rabbis would teach them. Și rabinii învățau. And so they would listen. Așa că ei ascultau. Singurul mod în care puteau învăța Biblia era prin ascultare. Dar Iisus avea ceva ce ceilalți copii nu aveau. Avea în el Duhul Sfânt. Și tu și eu avem Duhul Sfânt de asemenea. Și ori de câte ori asculta Iisus, rabinul, vorbind din Vechiul Testament, ca și copilaș, 7, 8, 9 ani, câți aveam? All the other children would be sitting there. Toți ceilalți copii care erau acolo. The rabbi is reading the Old Testament. Când rabinul citea din Vechiul Legământ. Jesus would get light. Iisus așa parcă se lumina. Pentru că Duhul Sfânt era în el. That's how we must read the Bible. Așa trebuie să citim noi Biblia. Today we are so privileged. We have got the Bible in our own language. Azi avem așa un privilegiu să avem Biblia tradusă în limba noastră. We can know the Bible without any other teacher. Și putem cunoaște Biblia fără a avea nevoie de un profesor. Pentru că avem Duhul Sfânt. Și dacă problema este că noi nu depindem de ajuns de Duhul Sfânt. If you ask me what is the most important need for Christians today. Dacă mă vei întreba care e cea mai mare nevoie, cea mai importantă nevoie a creștinilor astăzi, I have no doubt. Fără îndoială. They must be filled with the Holy Spirit. Că ei trebuie să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Real fullness of the Holy Spirit. Umplere adevărată cu Duhul Sfânt. Every day. Fiecare zi. Then we get understanding of God. Atunci vom avea înțelegerea lui Dumnezeu. That is how Jesus was prepared for the ministry. Deci iată cum a fost pregătit Iisus pentru lucrare. You know, even in the Old Testament. Chiar și în Vechiul Testament. God had to prepare his servants. Dumnezeu a trebuit să-și pregătească slujitorii. And no Old Testament prophet, not even one prophet came out of a Bible school. Și nici măcar un profet din Vechiul Testament nu a mers la școala biblică. They were trained. Ei au fost pregătiți. You think Moses, one of the greatest prophets in the Old Testament. Moise, unul dintre cei mai mari profeți din Vechiul Testament. What was his training? Ce pregătire avea el? At the age of 40, he had studied in all the best colleges in Egypt. La vârsta de până la 40 de ani, studiase la cea mai bună universitate din Egipt. Those days, Egypt was like today's America. Egiptul era în zilele alea cum e America astăzi. Most powerful country. Cea mai puternică țară. Highest education. Educația cea mai înaltă. Cea mai bogată țară. And Moses was like the son of the president. Și Moise era un fel de fiu al președintelui. He could have anything he wanted. Putea să primească ce vrea. In the best college, best life, everything. Avea cea mai bună viață, a studiat în cel mai bun colegiu. Very strong man. Și a devenit un bărbat puternic. We read that with one blow he could kill one Egyptian. Atât de puternic încât cu un pumn l-a omorât pe un egiptean. He was a very clever man. Foarte deștept.
very good speaker. Și foarte bun vorbitor. Strong. Puternic. And he thought. Și s-a gândit el. God will call me to serve. Sigur mă va chema Dumnezeu să-l slujesc. God said no. Și Dumnezeu spune nu. You are too strong. Ești cam puternic, ești prea puternic. See Acts of the Apostles. În Faptele Apostolilor. Chapter 7. Capitolul 7. Verse 22. Cu 22. Acts of the Apostles, chapter 7, verse 22. Fapte 7 cu 22. Moses was educated in all the learning of Egyptians, and he was a man of power in words and in deeds. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. You know, when it says all the learning of the Egyptians, când spune aici toată înțelepciunea egiptenilor, e bine, egiptenii în acele zile aveau o cunoaștere de inginer extraordinară. Egiptenii au făcut acele piramide care până în ziua de astăzi oamenii nu înțeleg cum le-au făcut. Inginerii chiar din zilele noastre nu sunt în stare să clădească o asemenea piramidă. Dar Moise cunoștea toate aceste lucruri. And he was a man of power. Și era un om de putere. In words, that means he was a powerful speaker. Cu alte cuvinte, era un vorbitor puternic. He was a strong man. Era un om puternic. And when he was 40 years old, verse 23. Și în versetul 23 spune când avea 40 de ani. Came into his mind, I must visit my brothers, the sons of Israel. I-a venit în minte, în inimă, dorința să cerceteze frații săi pe fiul lui Israel. He saw one of them being treated unjustly, verse 24, and he defended him. În 24 zice că a văzut pe unul suferind nedreptate, i-a luat apărarea și a omorât pe egiptean. One blow, he killed the Egyptian. Cu un pumn l-a omorât pe egiptean. And he thought. Și s-a gândit el. În 25, fii atent. He thought his brothers will understand. See how strong I am. God is going to use me to deliver you. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui îi va izbăvi. What did God tell him? Dar ce a spus Dumnezeu? Moses, you're too strong. Moise, ești prea puternic. You know that is what God has to say to many preachers today. Asta cred că le spune Domnul multor predicatori astăzi. You've got a lot of human wisdom. Ai prea multă înțelepciune umană. A lot of human cleverness. Ești prea deștept din punct de vedere uman. Human strength. Înțelepciune umană. Maybe you're putere umană. Maybe you're a very influential person because you know some political leaders and senators and all that. Poate ești un om influent, cunoști mulți deputați, senatori. There are many ways in which people become strong today. Sunt multe feluri în care un om poate deveni puternic astăzi, predicatorii. Preachers, they got a lot of degrees from colleges. Predicatorii primesc tot felul de diplome. They know the big people in the political world. Îi cunosc pe cei mai mari din lumea politică. They have a lot of money. Au bani mulți. They are big built. Sunt bine clădiți. Look very nice. Arată frumos. God says, I don't care for any of these. Și Dumnezeu spune că nu-mi pasă de aceste lucruri. What did God do with Moses? Ce a făcut Dumnezeu cu Moise? He said, I have to break you. I-a spus, trebuie să te frâng. Trebuie să te umilesc. Take away your confidence in your own strength. Trebuie să-ți răpesc încrederea în tine însuți. And you know how long it took? Și știți cât i-a luat lui Dumnezeu? Another 40 years. Încă 40 de ani. And you know how God did it? Și știi cum a făcut-o Dumnezeu? He made him live with his father-in-law for 40 years. L-a pus să trăiască pe Moise cu socrul 40 de ani. Have you ever lived with your father-in-law for one or two years? Ai trăit vreodată cu socrul un an sau doi? It's not easy. Să știi că nu e ușor. And if you have to work for your father-in-law also. Și dacă trebuie să mai și lucrezi pentru socru. He gives you your salary. Înseamnă că depinzi de el și la bani. And you have to live in his house. Și trebuie să mai stai și în casa lui. And this man who was the prince of Egypt. Și omul ăsta, prințul Egiptului. Is brought down to live like a shepherd. Zdrobit la pământ să trăiască ca un cioban, să fie plătit de socru, să trăiască în casa socrului și tot în casa și cumnatele. Ăsta săracul trebuie să stea într-un colț al casei. Dar asta a fost școala biblică pentru el. Când Dumnezeu l-a frânt și l-a frânt și l-a frânt. Dar la vârsta de 80 de ani, într-o zi, se arată Dumnezeu și îi spune Moise, vreau să-mi slujești acum. Acum e un om schimbat. Și spune, Doamne, eu sunt nimeni. Nu pot să vorbesc. Nu pot să fac nimic.
The Lord says, "You're ready now." Și spune acum, poți să mă sluji. You know, when we become ready to serve the Lord. Știi când ești gata să slujești pe Domnul? When we have no confidence in ourselves. Când nu mai ai niciun pic de încredere în tine. Our confidence is only in God. Doar în Dumnezeu. The trouble with so many people in Christian work. Problema multor oameni din lumea creștină. They are so sure I can serve God. Este că sunt atât de sigur pe ei că pot să slujească pe Dumnezeu. I know the Bible. Eu cunosc Biblia. And I know I've got so many degrees after my name. Am atâtea diplome. I've got so much money. Am atâția bani. I've got so many people in my church. Am atâția oameni în biserica mea. God said you're too strong. Domnul spune că ești prea puternic. He has to break us. Trebuie să te frângă. God cannot use somebody before he breaks. Dumnezeu nu poate folosi un om înainte de a-l zdrobi. He has to bless us. Trebuie să ne binecuvinteze și apoi trebuie să ne zdrobească. You remember the story where the young boy gave 5 loaves and 2 fishes to Jesus? Ți minte când băiatul acela a dat cele 5 pâini și cei 2 pești lui Iisus? How did those 5 loaves feed 10,000 people? Dar cum se face că 5 pâini și 2 pești au hrănit 5,000 de bărbați? 5,000 men it says plus women and children. 5,000 de bărbați mai pui femei, copii? 10,000 people. Circa 10,000 de oameni. You know what Jesus did? Știi ce a făcut Iisus? First it says he blessed. Spune Biblia că în primul rând a binecuvântat. That's the first thing. În primul rând. Lord bless me. Doamne, binecuvintează-mă. Anoint me with the Holy Spirit. Unge-mă cu Duhul Sfânt. But still it's only 5 loaves. Dar numai 5 pâini, tot numai 5 pâini. You know what's the next thing he did? Știi ce a făcut următorul lucru? He broke it. A frânt pâinea. So first he has to bless it. În primul rând trebuie să binecuvinteze. Then he has to break it. Și apoi trebuie să frângă. All 10,000. Și 10,000 de oameni au fost răniți. Atât de mult încât s-a mai strâns mult după ei. Așa ne poate folosi Dumnezeu pe noi. În primul rând trebuie să ne binecuvinteze și apoi să ne frângă, să ne zdrobească. Până la 40 de ani, Dumnezeu îl binecuvântase în multe feluri pe Moise. Dar nu era zdrobit. And it's possible that you may be blessed by God in many ways. Și poate tu ești binecuvântat de Dumnezeu în multe feluri. Maybe God has given you a good mind. Poate Dumnezeu ți-a dat o minte deșteaptă. Praise the Lord. Slavă Domnului. Maybe God has anointed you with the Holy Spirit. Poate Dumnezeu te-a uns cu Duhul Sfânt. Praise the Lord. Slavă Domnului. Maybe he's given you a good house and money and a good wife. Poate ți-a dat o casă frumoasă, bani, soție. Praise the Lord. Slavă Domnului pentru toate. Brother, it is not enough. Frate, nu ți ajunge. You need to be broken. Trebuie să fii zdrobit. You need to become small. Trebuie să devii mic. We are also big in our own eyes. Suntem atât de mari în ochii noștri. God has to reduce us. Și Dumnezeu trebuie să ne reducă la zero. And when he brings us to zero, și în momentul în care te-a dus la zero, 10,000 people will be blessed through you. 10,000 de oameni vor fi binecuvântați prin tine. Și râul din apă de apă vie vor curge în multe direcții din tine. How did the rivers flow in the Old Testament? Cum curgeau izvoarele în Vechiul Testament? You know, we read in the Old Testament that Moses hit the rock. Citim în Vechiul Testament că Moise a lovit stâncă. When the rock was broken, și când stânca a fost zdrobită, atunci a țâșnit apa. Otherwise there'll be no water. Altfel n-ar fi fost apă. And do you know how many people got water that day? Știi câți oameni au primit apă din stâncă? You know, I used to think when I read it in the olden days. Când citeam eu mai de mult, credeam. One little trickle of water came out. Mă gândeam așa, că așa un râuleț de apă. No, there were 2 million people in the wilderness. Erau 2 milioane de evrei acolo în deșert. What is the size of your city? Acum nu știu ce mărime are orașul vostru. Think of a city with 2 million people. Gândește-te la un oraș cu 2 milioane de oameni. There were 600,000 men alone. Spune Biblia că erau 600,000 doar bărbați. Women, plus femei and children, și copii. And old people over 60. Și bătrâni peste 60 de ani. Total 2 million. Vreo 2 milioane de oameni. How much water do you need for 2 million? Acum cât în apă ai nevoie pentru 2 milioane de oameni? Rivers. Râuri întregi. Flowing from the rock. Care să țâșnească din stânci. God can smite a man. Când Dumnezeu zdrobește un om. Jesus was broken. Și Isus a fost frânt. You and I need to be broken. Tu și cu mine avem nevoie să fim zdrobiți. When we are broken, we don't have any confidence in ourselves. Și când suntem zdrobiți, nu mai avem încredere în noi înșine. Confidence in Jesus. Avem încredere în Isus. Confidence in the Holy Spirit's power. Încredere în puterea Duhului Sfânt. What was the result? Și care a fost rezultatul? I'll show you one result. Am să vă arăt eu un rezultat. Please turn to Exodus in chapter 39. Deschideți, vă rog, la Exodul 39. In Exodus chapter 39 and chapter 40.
În Exodul 39, cu versetul 40, we read something being repeated 18 times. Citim ceva repetat de 18 ori. It says in verse, chapter 39 and verse 7, spune în 39, cu 7, as the Lord commanded Moses. Cum poruncise lui Moise Domnul. Și apoi citim de 18 ori mai departe. A construit cortul exact cum Domnul îi poruncise. Dacă era vechiul Moise, cel de la 40 de ani, care știa să construiască nu corturi, piramide, el ar fi spus lui Dumnezeu, Doamne, cortul tău e cam simplu, îl fac eu unul mai complicat. Știți că mulți predicatori astăzi au schimbat modelul bisericii? And they are doing it their own way. Și o fac cum vor ei. They are not doing it exactly as God commanded. Și nu o fac așa cum Dumnezeu le-a poruncit. Exact s-o fac. Dar cum a făcut Moise? Exactly as the Lord commanded. Exact cum Domnul îi poruncise. That is because he was broken. Asta pentru că fusese frânt. Lord has to break us. Domnul trebuie să ne zdrobească. Let's pray. Să ne rugăm. Has the Lord spoken to you this morning? Dacă ți-a vorbit Domnul în dimineața asta, look carefully at Jesus. Privește cu mare atenție la Domnul He Iisus. Is the perfect servant of God. Slujitorul desăvârșit al lui Dumnezeu. God has to take us through many circumstances. Dumnezeu ne va trece prin multe circumstanțe. Tocmai ca să ne zdrobească. Before he can use us. Înainte să ne poată folosi. We'll think more about it. Gândește-te mai mult pentru următoarea sesiune. Heavenly Father, Tatăl nostru care ești în cer, I pray that you will equip all of us to serve you. Mă rog ca tu să ne echipezi pe toți pentru slujire. Să ne pregătești, să ne ungi. Help us to build your church. Ajută-ne să zidim biserica. Biserica ta, tocmai cum tu ai poruncit. În numele lui Iisus.